De fiecare dată atunci când întrebi o femeie ce ai în geantă, ea îți spune cam de toate. Vreau să te întreb mai întâi din start, cum e la tine? Deci mereu ai aceleași lucruri în geantă sau e divers de la caz la caz? Eu cred că te-aș întreba în care geantă anume. Așa. Da. Pentru că atunci când eu sunt cu mașina și am o zi lungă de treabă, și ies de dimineață din casă, se întâmplă să ies cu două genți, una mare și una mai mică. Deci în asta mai mică am lucrurile strict necesare și lucrurile pe care mie îmi place să le am și nu contează unde plec, pentru ce plec, ele trebuie să fie la mine în geantă. Iar în geanta mai mare întotdeauna o trusă cosmetică cu de toate, un spray pentru păr, un pieptene, o pereche de pantofi, o apă. Și se mai întâmplă de la caz la caz să am lucruri care am nevoie într-o zi anumită pentru ceva. Ok, în geanta pe care o porți cu tine, asta mică, ce găsim în această? În primul rând, trebuie să avem cu noi întotdeauna cardul bancar. Țineți minte cuvintele astea, țineți minte. Ai cardul bancar, sigur. Totul va fi bine. Așa. Și o oglindă, n-a всяki случай, cum ai zis tu. De asta ce? Este șervețel pentru ochelari. Aha. Da, numai ochelarii mi-am uitat în mașină. Aha. Deci asta este cardul bancar, dar trebuie să arăt tot, fiecare buzunaraș? Da. Ok, asta, nu știu, cumva a rămas din altă viață, dintr-o viață paralelă. Da. Despre lucrurile care îți puneam că vreau și întotdeauna le am cu mine, este un carnet. Ce scrie acolo? Absolut diferite lucruri, începând de la niște poezii până la ce am de făcut astăzi. Așa. Sau niște note cu clienții cu care vorbesc despre evenimente. Da, neapărat. J'adore. Ești un pix, da, eu ador acest pix, el este cu mai multe culori. Mi-e dragă. Așa. Neapărat șervețele, că nici nu știi și pățești pe drum. Și unde te prinde drumul? Așa, și cum te prinde? Artileria grea, știi cum? Ai cardul, dar mai ai și... Ceva și pentru. Nici n-am idei de ce el trebuie purtat dacă ai cardul, dar las fie. Corect. Da. Bani? Bani. Important că sunt. Da. Telefonul mobil. Să ne umezim. Să știi că am și eu așa roșu. Da. Și tare îmi place. Și oglinda pe care eu o ador. Unde, și drăguță? Da. Fain. Așa, perfect. Azi așa. Fain, da, cel mai necesar. Da, fără foarfică, fără ață și nasturi și șurubelniță, fără de este. Pe lângă aceste lucruri, dacă, de exemplu, mergi la un eveniment, ai geanta mare. Dacă mergi tu ca invitat, ce ai într-o geantă? Aceleași lucruri? Aproximativ, da. Așa. Da, poate mai puține, pentru că și geanta pentru un eveniment unde sunt invitată, nu să cânt, să dansez. Da. Atunci geanta este mult mai mică și atunci neapărat trebuie să fie șervețele. Așa. Un ruj și poate să fie unul mai mic, da. Un card și un pic de cash. Așa. Și telefonul mobil. Așa. Ce sfat le-ai da tinerii, domnișoarelor, hai să zicem așa, care nu cumva, nu sunt în temă. Tu știi ce trebuie, tu știi de ce ai nevoie, ce nu trebuie să lipsească în geanta unei femei? Eu nu știu. Eu tu sunt știi. în permanentă căutare și deseori mă prind că nu am ceva, de ce am nevoie. Chiar spuneam ceva mai devreme despre o foarfecă, despre un ac și o ață și atunci mă gândesc, vai, și mama mea și bunica mea întotdeauna m-au învățat să fiu practică și să am aceste lucruri în geantă și eu nu le am. Și după asta le ai? Nu. Asta să caut în jurul meu, cam unde ar putea fi, știi, cumva m-am învățat să mă descurc altfel. Așa. Da. Și atunci, în principiu, am mai zis încă o dată, un telefon mobil, șervețele, un card bancar, o oglindă,
mai am o întrebare, cât de des îți schimbi gențele? Des. Des? Da, ador, da? Ador, da. Am mai multe genți, n-am zis multe, exagerat, mai multe. Fiecare se interpretează diferită. Exact, pentru fiecare noțiunea de mult este cumva foarte particulară. Îmi place să le schimb în dependență de anotimp, în dependență de dispoziție, în dependență de în ce sunt îmbrăcată, dar uneori am și genți care nu contează. Acum este perioada pentru geanta asta. Acum este perioada pentru geanta asta. Deci nu contează în ce mă îmbrac, plouă de ninge, eu acum vreau să port geanta asta mult. Mi se pare că o geantă de damă poate să fie un accesoriu care îți bucură ochiul și sufletul. Și trebuie să beneficiem de acest lucru. That's all.